Eu. Sunt la depretator.ro, vreau să prezint învelitorile de mâner. Mai exact, învelitorile de burete, de, să spunem așa, spumă. E un fel de burete mai moale, care se pune peste mâner în așa fel încât să vă atenueze vibrațiile și să puteți tatua cât mai eficient și cât mai mult timp, fără să vă doară mâna. Cu toții știți ghimpele care îl faceți după ani și ani de tatuat pe degetul inelar. Tocmai de aceea s-au creat aceste mânere, învelitori de mâner, din spumă sau, spunem așa, un burete spumă, nu este nici chiar burete, nici chiar spumă, deci este un burete spumă, ca să vă atuneze vibrațiile și să puteți tatua mult mai mult, să vă fie mult mai confortabil. Ele sunt de 45, adică vă puteți pune un mâner de 19, un mâner de 21 sau un mâner de 25 de mm. Ele sunt ambalate steril, da? Sunt sterilizate. Avem învelitoarea de mâner, de spumă. Și în așa fel încât este și, să spunem așa, este mai igienic, să spunem așa, mai sanitar. Și după cum vedeți, l-am pus pe un mâner de șaien și stă foarte bine și este foarte moale. Deci face un mâner de 25, îl face la 45 de mm. În așa fel încât putem să tatuăm liniștit ore în șir și fără să simțim mai nimica. Este ușor, este moale, este foarte, foarte eficient, da? Și putem sta mâna stă foarte relaxată, nu stă pe ceva tare, nu stă pe un aluminiu și când puneți ProRap-ul, ați văzut că puneți de mai multe ori să fie un pic mai moale, da? Tot nu este moale cum este un burete. Cei care vă place să fie mai moale, să prindeți ceva moale, să stați pur și simplu ore în șir, să nu vă doară mâna deloc, chiar vă sugerez aceste gripuri de spumă, de burete, aceste învelitori de burete, sunt foarte eficiente. Chiar foarte eficiente, ai văzut că le puneți foarte simplu, sunt și igienice, că, na, după, bineînțeles că înveliți mânerul, dar oferă o protecție în plus, să-i spunem, cât de cât, dar oferă o protecție în plus. Și sunt foarte moi și foarte eficiente. Na? Ele vin ori se dau la bucată, ori vin la cutie de 10 bucăți, depinde fiecare cum doriți. Așa ar veni o cutie de 10 bucăți, așa sunt ele per bucată, sunt sterile, fiecare în parte. Și sunt, după cum am spus, foarte eficiente. Așa ar arăta. Na, acestea ar fi învelitorile de mâneri din burete de 45 de mm. Deci de la un mâner de 25 îl face la 45 de mm. Eu sunt Vlad de pe tatuator.ro și cu mare plăcere ne vedem la următorul video. Pace!